cinci, dar stând pe marcă Domnul și chiar aseară la mărturisire când fratele Samuel se ruga pentru bolnav, eu am râs mult, pentru că fratele Samuel gesticula și spunea cum să facă frații mulți, cum și eu odinioară, l-am luat în râs. Și eu poate de multe ori gândeam când el zicea cum să facem. Când am avut COVID-ul, am stat 13 zile de animale, acolo nu mă putea vizita nici mamă, nici tată, nici fată, nici soțul, nimeni. Eram singură în pat și stăteam cu Domnul meu de bună în fiecare zi. Îmi era frică că moșul să mă față lui Iisus. Și nu știam la cine să Doamne, tot cu noi, care fratele Samuel nu-și zis că era gâtul meu.
Doctor, a zis, nu mai ai nimica. Și a zis, acum doar trebuie să vezi să umpli, că n-am mâncat 13 zile și n-am umplat. Și eu atunci am zis așa, dacă eu nu mai am nimic la plămâni, mie nu mai îmi trebuie al doctor ca să mă învață să umplu, că la mine s-a prezentat un medic mai mare. Dar am primit răspuns după câteva zile când doctorul mi-a sunat și a zis, am dat la operație.
ta o duc pentru că am înțeles că acel om care